Bine ați venit la un nou videoclip din seria Break the News. Dacă nu ești la curent cu ce s-a întâmplat săptămâna asta în trapul românesc și vrei să afli, ai nimerit perfect. Înainte să începem acest videoclip, nu uitați să ne lăsați un follow pe pagina noastră de Instagram, Break the Law, și să vă abonați dacă vă place contentul nostru. Săptămâna noastră începe cu anunțul lui Petre Ștefan, în care promite că albumul său de debut va apărea în luna februarie a anului viitor. Tot acesta anunță că lansează o nouă piesă pe data de 3 decembrie, atunci fiind și ziua lui de naștere. Inisevi și-a pierdut contul de Instagram cu aproape 200.000 de urmăritori, însă în scurt timp acesta și l-a recuperat. Drept răsplată, el a promis că lansează piesa Abu Dhabi săptămâna viitoare, acesta deja filmând videoclipul pentru ea. Lil Cagulă nu se oprește din a scoate hituri, săptămâna aceasta postând un nou snippet care a avut un feedback foarte bun din partea urmăritorilor săi. Vreau dolarii să îi spargem împreună și nu-i dau pe oricine, îi dau doar pe o pistă bună. Top logată și degeaba ea mă sună. Am dat suprafic și îi miros orice minciună. Vreau dolarize. În continuare, Berechet anunță că lansează piesa FaceApp pe 30 noiembrie, iar următoarea piesa lui Nicu se va lansa spre finalul anului. Lansările din această săptămână sunt UFO de la Azteca, Sport Band Deluxe de la Alberto Grasu, care ulterior a fost dată jos, și Freestyle-ul Campion, lansat de Adetu. Nu uitați că mai urmați decât 3 zile până la lansarea albumului Industria M6. Cam asta s-a întâmplat în trapul românesc săptămâna aceasta. Lăsați-ne secțiunea de comentarii ce credeți că se va întâmpla data viitoare.